Nu doar Laura are reproșuri la adresa Deliei, ci și Elena, care îi povestea Mariei despre acei papuși de la baie și apoi în live a dat mai multe exemple și spunea că nu, nu i-a oferit delia papucii ei, i-a spus să se descalțe consider că de când a intrat în casă Delia ar avea ceva cu ea și a folosit acel cuvânt repulsie pe care îl spunea de tot la adresa Deliei și s-a făcut o mică glumiță. Iar Delia a explicat și a zis că i-a cerut o clamă de păr uh, acesteia și ea nu a vrut să-i ofere în condițiile în care Delia i-a oferit Elenei costumul de baie, ceva intim. Că atunci când era la bucătărie a vrut să ia dintr-o prăjitură și Elena a tras platoul ca să nu îi ofere și a deranjat acea fază cu clama și a spus Delia de acum înainte să nu-i mai folosească produsele sau nimic din ce aparține. Elena mai declară că ea spune tot ceea ce gândește, în schimb, sunt multe persoane în casă care nu vorbesc din cauza topurilor și că le-ar fi cumva teamă.